Paul. După cum ați observat, numele discursului meu este Fantoma de la Public Speaking. Uhuhu. De ce Fantoma de la Public Speaking? Pentru că vreau să vă vorbesc astăzi despre lucrurile pe care nu le vedeți. Despre ceea ce se întâmplă în spate, în spatele cortine. Și vreau să vă spun că atunci când faci un discurs este ca atunci când scrii o scrisoare. Mai întâi este procesul de a scrie scrisoarea și apoi este vorbesc persoana care citește scrisoarea. Astăzi vă povestesc un pic despre cel care scrie scrisoarea. Și o să urmez trei întrebări simple. Prima întrebare va fi... How do you do what you do? Prima întrebare este, cum faceți voi? Cum faceți voi? Cum faceți voi un discurs? Care sunt pașii pe care voi îi urmați pentru a vă crea discursul pe care să-l țineți aici? Și vreau răspunsul de la voi. Cine vrea să răspundă? Ce-am făcut eu înainte de a avea acest discurs a fost să-mi așez ideile în minte. Și după ce am avut ideile în minte, le-am pus pe hârtie. Și am încercat să mă gândesc la ce vreau să transmit publicului. Și apoi am încercat să găsesc teme în legătură cu subiectul pe care vreau să-l transmit. Și bineînțeles o concluzie. Dar a fost foarte important pentru mine să le pun pe hârtie ca să pot să-mi dau seama ce vreau să spun publicului. Dacă nu le-aș fi spus, probabil că n-aș putea să urmez neapărat o structură. Ok, mulțumesc. Altcineva? Da, eu prima dată mă gândesc tot așa ce vreau să transmit publicului. Și, în general, aleg o temă un pic mai controversată. Și după aia încep, mă gândesc la exemple personale pe care aș putea să le dau. Și mă gândesc și la anumite lucruri practice pe care aș putea să le transmit. Nu știu dacă este o rețetă pentru un discurs, dar eu așa fac. Super, super. Mulțumim. Altcineva? În primul rând, mă gândesc la subiect. Și în al doilea rând, în funcție de subiectul care îl aleg, mă gândesc cum aș vrea să fie prezentarea. Că vreau să fie o prezentare de impact în care să frapez și lumea să rămână wow. Sau alta în care să... Nu știu, mă gândesc eu... pur și simplu o informare și publicul se simtă bine, adică o chestie de impact sau o prezentare un pic mai soft. După care, înainte să pun ideile pe hârtie, vizualizez ce se întâmplă, adică mă văd în fața publicului și mă gândesc, ok, uite, eu dacă vreau să prezint ce mi-am propus să fac legat de subiectele respective, cum a reacționat publicul și ce întrebări mi-ar pune și cum vreau eu să reacționeze publicul. Și după aceea încep și scriu aceste lucruri pe hârtie. În funcție de ce îmi imaginez eu sau cum vizualizez eu că se întâmplă. Cam astea ar fi pașii mei. Mulțumim. Altcineva? Mai dorește cineva să? În primul rând, ce relevanță are subiectul despre care vreau să vorbesc pentru public. Și ce experiență am eu despre acel subiect și ce știu despre acel subiect. Super, mulțumim. Altcineva? Dacă nu mai sunt alte răspunsuri, am să continui eu. Acesta a fost prima întrebare. Pentru ideile acestea o să trag concluzia la sfârșit. Și a de-a doua întrebare. Cum fac alții? Cum fac alții acest lucru? Care e structura pentru alții? Și am căutat pe internet, am văzut că un articol destul de relevant care arăta cam așa.
În primul rând, primul pas pentru cel care a scris articolul este să aleagă un subiect, un subiect de discurs. Poate fi ceva pe care îl știe, poate fi ceva pe care nu îl știe. De obicei e bine să alegi ceva pe care cunoști. Pentru că lucrurile pe care le cunoști sunt deja interiorizate. Și al doilea pas este să creeze o structură, un outline. Cele mai importante idei, ceea ce vrea să transmită în primul rând. În al treilea rând, el scrie discursul. Pentru că atunci când scrie discursul, lucrurile rămân mai bine întipărite. Cea de-a patra idee este să folosească gesturi și varietate vocală. Exersează și cere feedback și examinează performanța în mod obiectiv. Dacă o să căutați pe internet, sunt mai multe structuri. Și, în ultimul rând, este cum fac eu. Cum fac eu? Cum îmi stabilesc eu o structură pentru discurs? În primul rând, întotdeauna, la început, aleg topicul, despre ce vreau să vorbesc. Și de cele mai multe ori am ales un subiect pe care îl știam. Pentru că acele lucruri sunt deja interiorizate, am experiențe și pot să vorbesc ușor. Am avut un moment în care a fost nevoie să vorbesc despre un concurs, a fost nevoie să vorbesc despre un subiect pe care nu-l cunoșteam aproape deloc. Și atunci a fost nevoie să cercetez în mod amănunțit. Deci, îmi aleg topicul. Al doilea rând, stabilesc obiectivul. Ce vreau eu să transmit? Obiectivul de la acest discurs o să-l aflați exact la sfârșit. Al treilea lucru este să cercetez. Să cercetez absolut tot despre acel subiect. În acel discurs despre care vă povesteam era despre educația copiilor supradotați. Eu habar n-aveam despre acest subiect, dar am stat 2 săptămâni să mă tot documentez despre ce înseamnă copii supradotați, ce înseamnă copii gifted, care sunt șansele ca aceștia să fie excluși din societate. Și pe baza acelor documentații am reușit să fac un discurs destul de științific, de știind nimic. Al patrulea lucru este că îmi scriu ideile, mi-așez ideile mari. Îmi pun ideile undeva, astfel încât să știu care va fi structura mea. Cel de-al cincilea pas este începutul și sfârșitul, pe care eu îl consider unul dintre cei mai importanți. De fiecare dată, la fiecare discurs până acum, inclusiv acesta, mi-am învățat pe de rost începutul și sfârșitul, cuvânt cu cuvânt. Nu a fost un moment în care să mă prezint neștiind începutul și sfârșitul. De ce acest lucru? Pentru că atunci când știi de unde vrei să pornești, unde vrei să te duci, îți va fi mult mai ușor să urmezi un traseu. Nu în ultimul rând, repet. În primul discurs, mă amintesc că înainte să țin discursul efectiv la publicul pe care vreau să-l țin, am repetat de vreo 10 ori acasă, singur, și de încă vreo 20 de ori până să fie concursul. Era un concurs și am repetat în total de vreo 30 de ori până la concursul. Am ajuns la fața națională. În altă perioadă am repetat de încă vreo 10 ori, când era iarăși un discurs foarte important, un alt concurs, cu acela l-am câștigat. Cu cât repeți mai mult, cu atât va fi și discursul mai bun. O întrebare, putem sări peste acești pași? Eu zic că da. Sigur. Putem sări peste pași. Astăzi, când am ales subiectul azi de dimineață și mi-am pregătit discursul azi de dimineață, într-un fel am combinat primii 2 pași. Aleg subiectul, când am ales subiectul, s-a dus aproape instant la să-mi stabilesc obiectivul. Eu recomand să fie separat, dar într-un fel, grăbindu-mă să fac discursul cât mai repede, i-am combinat. Și s-a dus imediat ce vreau să transmit și vreau să transmit asta. M-am documentat, n-a fost nevoie. N-a fost nevoie, pentru că știam în mare parte. Am căutat un articol de pe internet. Am început imediat să conturez ideile, ideile încep aproape instant să se contureze. Și repetat, am reușit să-l fac în metro. De ce acest lucru? De ce v-am spus eu toate aceste lucruri și de ce aceste te întrebări? Ce faceți voi, ce fac alții și ce fac eu? Obiectivul meu din acest discurs este ca voi să deveniți un pic mai conștienți că există un proces în spatele cortinii. Există anumite metodologii, există un proces care se întâmplă acolo. Și de vreme ce devenim conștienți de acel proces,
putem să îl îmbunătățim. Putem să facem mai bun. Vă mulțumesc!